Și s-au pus ăștia iar cu pupatul pe dosul lui Dragnea. E concurs, e aglomerație ca pe DN1 vinerea și duminica. Ușor, băieți, ușor, că e al vostru. Îl aveți acolo, la partid. Aveți tot timpul din lume să-l mozoliți ca pe moaște. L-ați văzut pe Nea Livache atunci când a spus Tudose că el se dă la o parte, domne, dacă Dragnea va avea dreptul să fie premier? Dacă domnul Dragnea poate legal să devină premier, vă dați la o parte? Evident că da. Domnule președinte, cât de des veți evalua noul guvern? Avea Dragnea o față ceva de genul: frate, nu mă mai linge atâta în public. Evident că eliberezi terenul dacă vine Dedi. Nici nu trebuie să spui așa ceva, că dacă te bași tu în seamă cu afirmații de-astea, pare că ar depinde de tine. Și nu, băiete, nu depinde de tine deloc. Cred că m-am enervat deja. Grindeanul ăla a zburat din funcție pentru mai puțin de atât. Nu-mi plăcea cum facea cafeaua. Sunt din ce în ce mai invidios că primește Mihai mai multe întrebări și chiar începe să-mi pară rău că poate ar fi bine să fiu eu la serii, acoperit sau descoperit, să primești și eu atâtea întrebări. Auzind scandal, hop și Bădălău. Bădălău pare individul ăla care ajunge din întâmplare la un scandal și el iese cel mai șifonat, deși nu-i cunoștea pe ăia care se băteau. Am avut o îndoială și o am încă vis-a-vis de anvergura domnului Tudose de a conduce un guvern. Nu știu, s-au cam îndesit astea cu Dragnea premier. N-aveți impresia că se pregătește ceva? A fost și decizia aia de la curte. Cine știe ce manevre se pun la cale? Cred că în toamnă o să se ducă Dragnea la Cotroceni cu el însuși de mânuță. Domnule președinte, vrem să îl punem premier pe mustăciosul ăsta. E băiat bun din Teleorman. Are un singur defect. E din același județ cu doamna Dan, aia de la interne. În rest, super băiat. Domn președinte, să-l pui la rană.